Prima noastră temă de astăzi este despre comunicare. Sunt convins că ați venit aici pentru că vă interesează problema aceasta de familie. În primul rând, dacă nu o să fim fericiți și nu o să reușim să fim fericiți în familia noastră, iubiți frați și surori, vreau să vă spun foarte precis că nu o să fiți fericiți nicăieri în altă parte pe fața acestui pământ. În al doilea rând, avem o obligație dumnezeiască să fim fericiți în casele noastre, pentru că familia este singura instituție care reprezintă pe pământ pe Hristos și biserica Lui, relația dintre Hristos și biserica Lui. Deci este o obligație sfântă să ne înțelegem bine unul cu celălalt, pentru că reprezentăm relația dintre Hristos și biserica Lui. Lumea se uită la noi. Nu există pe fața pământului o altă instituție din care lumea să vadă, să poată cunoaște pe Hristos și relația pe care El o are cu biserica Lui. În seara aceasta vreau să vorbesc puțin despre comunicare, pentru că sunt convins că o bună parte din necazurile noastre care încă le mai avem în familie vin din faptul că nu știm să comunicăm bine unul cu celălalt. La nunta de aur, după 50 de ani de căsătorie, a urmat o masă de dragoste, bineînțeles, și a venit femeia, soția la bărbat și spune: dragă, după 50 de ani, ești tot un bărbat bine. Poftim, a zis el, după 50 de ani arăți un bărbat bine. Stai puțin să-mi pun aparatul de auzit. Ce ai zis? După 50 de ani ești tot un bărbat bine. La care el zice: după 50 de ani și eu m-am săturat de tine. Uneori comunicarea noastră este în genul acesta. Avem foarte mari probleme să comunicăm corect unul cu celălalt. Haideți în seara aceasta să încercăm să învățăm câte ceva despre arta aceasta a comunicării. Cineva spune că aceasta comunicarea, deci, este un schimb de sentimente și informații. Și că, de fapt, în dragoste, în relațiile de familie, comunicarea este ceea ce este sângele pentru trupul nostru. Absolut vitală. Nu putem să supraviețuim ca familie dacă nu există comunicarea în relațiile noastre și nu există o comunicare corectă. Dumneavoastră vedeți că pe măsură ce trec anii, nu? Și crește colesterolul, suntem tot mai îngrijorați de comunicarea asta care se petrece în venele noastre, nu? Trecem la doctor, mai ne măsurăm tensiunea, mai luăm medicamente, pentru că știm bine că dacă o circulație corectă nu există în organismul nostru, sănătatea noastră este periclitată. Vreau să vă spun că la fel, dacă nu există o comunicare bună în familie, sănătatea acelei familii este în pericol. De fapt, aici aș vrea să discutăm despre 5 nivele ale comunicării. În primul rând este comunicarea sau conversațiile clișeu care au loc între noi. Ne întâlnim unul cu celălalt, ce mai faci? Eu am un obicei să răspund la frații aceștia care mă întreabă cum ești, să le spun mai bine decât merit. Indiferent dacă răspunsul ăsta este biblic sau, mă rog, mai șmecheresc, nu este decât o conversație minimă, o comunicare minimă, nu spunem nimic cu asta. Fiind proaspăt în America, cineva m-a întrebat: how are you? Și am început să-i spun cum sunt eu. Și ăsta m-a oprit, zice: stai, că nu sunt interesat să-mi spui tu astea. Trebuia să spui perfect, ok, nice, bine. Oamenii se așteaptă de la noi la răspunsuri pe măsura întrebării sau pe măsura salutului. Din păcate, foarte multe relații de-a noastră creștine se desfășoară la nivelul acesta 5. De aici, cum ești? Pacea Domnului, frate. Pacea Domnului. Și am plecat acasă. Stăm în biserică, unul în spatele celuilalt, ne uităm la frizura lui să vedem dacă s-a tuns sau nu. Și frații ne anunță la terminarea bisericii: nu staționați pe coridoare. Cu alte cuvinte, plecați acasă cât mai repede să nu cumva să aibă loc o comunicare serioasă între voi. Și trec anii
Și nu există o comunicare serioasă între noi, aproape că nu ne cunoaștem. Uneori nici nu știm cum ne cheamă. Dar mie se pare absolut o tragedie ca într-o familie, comunicarea în acea familie să se reducă la aceste conversații clișeu. Discuți cu nevasta cum e vremea, nu? E teribil. La patru există raportarea de fapte despre alții. Mai pe românește, bârfă. Ne întâlnim și începem să povestim despre alții. Este foarte ușor să vorbești despre alții decât despre tine însuți, nu? Cum ajungi acasă, începi să povestești lui nevastă ta despre alții, să nu cumva să îndrăznească ea să spună ce o dore, sau ce gândește, sau ce simte ea. Povestim despre alții și o bună parte a conversațiilor care au loc în casele multor creștini sunt consumate la nivelul acesta al patrulea, raportarea de fapte despre alții, ceea ce înseamnă absolut bârfă. Într-una dintre cărțile mele am scris o convingere pe care eu o am, că dacă m-ar întreba cineva și mi-ar da voie să aleg o biserică de fumători sau una de bârfitori, cu toate că mie nu-mi plac țigările și n-am fumat în viața mea, aș prefera să păstoresc o biserică de fumători decât una de bârfitori. Biblia are de la începutul ei până la sfârșit o groază de versete împotriva bârfei, nu? Și noi credem că asta este conversație. Noi credem că este normal. Vreau să vă spun că nu este absolut deloc normal. Unul dintre păcatele cele mai frecvente ale creștinilor contemporani, care, culmea, este absolut acceptat în cercurile noastre creștine, este bârfa. Un al treilea nivel de comunicare este împărtășirea de idei. Nu mai vorbim despre alții, împărtășim idei. Am auzit ceva, am citit ceva, mi se pare, interpretez un eveniment, un gând. Și este un nivel înalt de conversație, nu, de comunicare dintre cei doi, când cei doi încep să schimbe idei. Atunci când ai cunoscut-o pe soția dumneatale, o bună parte a timpului l-ați consumat în împărtășirea de idei. Practic v-ați pus la punct filozofiile de viață pe care le aveți. Și ați discutat foarte multe idei. Cum sunt oameni care s-au născut să aibă idei mărețe, nu? Eu am întâlnit unul aici în România care voia să-l ajut, zicea el, dacă ești în America, poate îmi pui o pilă la ONU. Da, zic, ce vrei dumneatale cu ONU? Zice, am o idee grozavă, vreau să salvez lumea de lipsă de apă. Cum? Păi zice, simplu, iei ghețar de la Polul Nord, îi duci și mi-a început să-mi explice ce idee grozavă avea el pentru salvarea lumii și avea nevoie de mine, numai să-i pun o pilă la undeva la ONU să rezolve problema planetei noastre. S-ar putea să ai un bărbat din ăsta care salvează lumea, are niște idei grozave, dar nu știe să repare gardul, nu? Să ai o soție de genul ăsta și nu știe să curățe cartofi. E o problemă foarte serioasă, dar totuși este un progres mare când depășim clișeele și bârfele și începem să împărtășim idei unul cu celălalt. De-abia la nivelul numărul 2 este revelarea de sentimente și emoții reale. În sfârșit avem curajul să spunem ceea ce gândim, ceea ce simțim, nu? Și să împărtășim emoțiile care le avem unul față de celălalt. Este un nivel profund de comunicare și aș putea spune că la nivelul acesta, dacă nu suntem atenți, putem să ajungem să împărtășim sentimente ostile, putem să ne certăm, nu? Sau putem să ne manifestăm atitudini și emoții care pot să le producă răni celuilalt. De-abia la numărul 1 este comunicarea ideală, în care suntem ceea ce suntem, în care suntem onești, în care suntem transparenți, în care spunem ceea ce gândim, ceea ce simțim și suntem gata să ascultăm ce spune celălalt. Acestea ar fi, de fapt, 5 nivele ale comunicării interumane, comunicare care, așa cum ziceam, trebuie să aibă loc în familia noastră. Cineva spunea că, în acest sens, comunicarea este un exercițiu al minții,
pe când bârfa este un exercițiu al limbii. Haideți să analizăm dinamica unei comunicări bune. Pentru ca să existe o comunicare bună între soț și soție, trebuie să existe claritatea exprimării. Trebuie să exprimăm în mod clar sentimentele, opiniile, dorințele. Trebuie să existe o maximă onestitate, o cinste în exprimarea acestora și trebuie să se potrivească, să existe o congruență a cuvintelor cu limbajul trupului. Aici aș vrea să vă spun ceva, că noi, atunci când are loc o comunicare între noi, românii, noi nu suntem supărați deloc pe ceea ce auzim, ci pe cum spune celălalt. Mai degrabă, noi suntem foarte impresionați de limbajul trupului. Zice, frate, dar când a vorbit, era roșu caracu, era încruntat, tremura tot. Asta reținem noi, practic, din comunicarea aceea, limbajul corpului mai degrabă decât cuvintele. Deci trebuie să existe o potrivire între cuvintele care le spui și modul în care spui cuvintele acelea. Eu am avut parte de un iubit frate în comitetul bisericii care era de un calm înspăimântător. Cred că era educat de nevastă sa așa de bine, încât nu depășea tonul vocii sale un anumit standard de cumințenie, vorbea foarte rar și foarte calm. Și avea un prieten foarte bun care era exact opusul lui. Și într-o zi mi-a spus, frate, uite-te la mine, eu sunt atât de calm și de liniștit. I-am zis, perfect, știi care e deosebirea între dumneatale și celălalt? Ăla dă cu cuțitul așa tare, dumneatale mi-l înfige așa încet. Sunt bărbați, de exemplu, sau soții, care știu să-și stăpânească foarte bine limbajul trupului, chiar tonul vocii, să vorbească foarte calm, dar îți zdrobesc oasele cu ceea ce zic ei. Deci trebuie să existe o potrivire între mesaj, între cuvinte, nu? Și modul în care exprimi cuvintele acelea. Grecii spuneau că există în arta aceasta a comunicării trei lucruri foarte importante. Ei spuneau că cel mai important lucru este etos, cine ești tu. Deci când te ridici în picioare sau iei cuvântul undeva până și în fața nevestei, să ridică cu tine odată tot ce ai fost tu, neamul tău, experiențele tale, mă rog, numele tău, tot ce ești tu să ridică în picioare. În al doilea rând este patos, pasiunea cu care spui ceea ce spui. Și de-abia ultimul lucru este important, logos, ceea ce spui. Deci observați, cine ești tu este foarte important, apoi cum spui și de-abia în sfârșit, al treilea este ceea ce spui. Este nevoie și de o claritate a percepției, nu? Pentru că una spui și alta se aude. Trebuie să învățăm să ascultăm corect. În seminarii mai restrânse cu familiile, de obicei parcurgem un test al ascultării. Și am descoperit, și este dovedit științific, că bărbații doar de pe la 60-65 de ani învață să asculte. Ce zic femeile lor? E foarte dureros acest adevăr. Nu auzim exact ceea ce spun ele. Pentru că, în primul rând, nu spun ceea ce vrem noi să auzim, nu? Apoi ne-am obișnuit cu vocea aia că nu auzim numai frânturi din ea. E o problemă foarte serioasă la percepție. Stăm rău cu microfonul. Ar trebui să vedem care este intenția vorbitorului. Care este intenția acestui bărbat care vrea să spună ceva, nu? Apoi să citim limbajul trupului și să existe la noi o reală dorință să înțelegem ce spune celălalt. Noi, predicatori, avem o
o etichetă foarte, foarte faină pentru dumneavoastră, iubiți ascultătorii. Nu? Că ce ne-am face noi fără dumneavoastră? Dar problema este că nu știu câți dintre dumneavoastră ne ascultați cu adevărat. Nu? Acum și eu recunosc că și la transmisie cine știe ce mai zicem noi, nu? Dar și dumneavoastră cine știe ce auziți în ultima instanță. La fel se petrece și în familie. Una vrea să spună bărbatul, alta aude nevasta și apoi complet altceva soacra. Pentru că din conversația aceasta nereușită se transmite în afară câteodată un mesaj complet diferit. Sunt două feluri de ascultători, nu? Iubiți ascultători și neiubiți ascultători. În primul rând, ascultători care se simt în nesiguranță. Și ascultători care se simt în siguranță atunci când ascultă ceva. Haideți să vedem puțin despre ascultătorii aceștia care se simt în nesiguranță. Numărul 1, ei blochează comunicarea. Dacă ai un bărbat care nu se simte sigur pe picioarele lui, când vrei să comunici ceva, intenția lui, numărul 1, este să blocheze comunicarea, să nu aibă loc comunicarea respectivă. Nu permite exprimarea sentimentelor. De obicei folosește frază de genul ăsta, cea mai stupidă idee care am auzit-o vreodată. Asta e o prostie nemaipomenită. Nimeni nu gândește în halul ăsta, nu? Cum poți să gândești așa? Păi cum să mai zici ceva după ce ai auzit o asemenea lucru, nu? Sunt, deci, bărbați care nu permit exprimarea sentimentelor. Când simte că asta vrea să-și descarce inima și să spună și ea câte ceva, imediat blochează comunicarea. Apoi intră în defensivă, alții intră defensivă, de exemplu. Aia nu e chiar așa de rău. Aia nu o lua chiar așa în tragic, nu? Și încep explicațiile. Am fost obosit. Păi de-aia am spart eu ușa de la intrare, că am fost obosit, nu, am fost foarte stresat la lucru, nu? Muncesc mult, de-aia am fost mitocan ieri, nu? Încep să se apere. În al treilea rând, sunt unii care intră în ofensivă. Și atunci, atacul este cea mai bună apărare, nu? De ce te plângi tu că eu vorbesc urât? Nu ți-i minte cu două săptămâni în urmă ce mi-ai zis când am venit și am făcut aia? Tu vorbești care? Și atunci, bineînțeles că modalitățile acestea de a nu permite comunicarea, de a intra defensivă și ofensivă, blochează comunicarea dintre cei doi. Comunicarea nu mai are loc. Ea tace, se închide în camera ei, probabil trage un plâns, el răbufnește furios undeva prin curte și comunicarea nu a avut loc. Lasă că o să comunice ea altă dată, gândește ea, o să mai încerc eu când e mai calm, nu? În al doilea rând, mai ales bărbații, când celălalt vrea să comunice, sar imediat să repare problema. Noi bărbații suntem niște rezolvatori de probleme. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Dar uneori când soția își deschide inima și începe să-și spună oful care îl are pe inimă, ea nu așteaptă de la noi să rezolvăm problema. Așteaptă de la noi probabil mai multă simpatie. Cred eu că un mârâit așa de simpatie ar face minuni mari. Dacă spun, ar face minuni grozave, decât să spun, o, dragă, știi ceva? Nu trebuia să faci asta, trebuie să faci aialaltă. Du-te acolo, ia-ți niște pirule de cap. Nu? De ce n-ai făcut aialaltă? Dăm soluții, când de fapt ea nu ar aștepta soluții de la noi, ci ar încerca de fapt să găsească simpatie la noi. 3. Focalizarea pe schimbarea celuilalt. Începem să îl schimbăm pe celălalt. Dacă n-ai fi așa de, nu? Și aici puteți spune, supărată, emoțională, eu știu, dacă te-ai purta, dacă ai fi reacționat altfel, nu? Știți ce faceți cu asta? Îl faceți pe ăla să se simte prost. Îi spunem că, de fapt, el ar avea nevoie de niște îmbunătățiri, nu? Nu încercați să-l schimbați.
Pentru că nimeni n-a schimbat pe altcineva vreodată. Este o mare naivitate. Vreau să vă spun că va începe o mare revoluție în familia dumneavoastră când veți înceta să-l schimbați pe celălalt. Când veți înceta lupta să se schimbe ălălalt. Când vreți să-l faceți mai bun, mai deștept, mai politicos, mai drăguț, mai manierat, mai ordonat, nu? Frate, zice, când intră ăsta în casă, un pantofi la sud, unul la nord. Nu? Adun toată ziua ciorapi prin casă. Când se duce la baie, toată lenjeria e în baie și prosoapele ude pe jos. Și tot vrei să-l înveți pe ăsta și îl critici și îl cicălești și ăsta nu se schimbă, domnule. Numai el se poate schimba sau Dumnezeu îl poate schimba. Tu nu poți să-l schimbi. Dacă tu încerci în continuare să-l schimbi, el o să te chinuie în continuare cu stilul ăsta care nu-ți place ție. Apoi, ascultătorul care se află în nesiguranță spune în public lucrurile discutate și petrecute în particular. Dacă nu se simte în siguranță, îți auzi vorbe, te povestește, te spune și mai ales spune în public. Vreau să vă spun că cele mai îngrozitoare momente din viața unui bărbat sau unei femei sunt când între alții, în public, te descălește celălalt și te pune la punct. Nu există ceva mai umilitor. Dar pentru că el nu se simte în siguranță să-și rezolve problemele în particular cu tine, o încearcă în public. Și atunci te jignește și te-a călcat cu totul în picioare. Dacă ești însă un ascultător în siguranță, privește obiectiv adevărul, începi să recunoști o parte din acuzațiile care le-ai auzit, admiți că l-ai rănit pe celălalt și încerci să promovezi vindecarea relațiilor care sunt. Aveam un prieten care spunea așa, măi, zicea el, să fii și de vină și să recunoști, e prea greu. E teribil, nu? Prima noastră reacție când auzim din partea celuilalt, a soțului sau a soției, niște învinuiri, imediat încep scuzele, încep explicațiile, începe defensiva, începe apărarea. Și este uneori aproape un cuvânt imposibil de auzit în familie, îmi pare rău, am greșit. Spunem cu ușurință orice alt cuvânt în fața soției sau a soțului decât ăsta. Domnule, aici recunosc că am greșit. Și mai ales, unii dintre noi avem ideea aceasta atât de stupidă că nu-i voie să spunem că am greșit în fața copiilor. Ne pierdem autoritatea, frate, zicea cineva. Noi, părinții, avem întotdeauna dreptate. Noi și papa. Absolut infailibil suntem. Nu? Ia încercați odată când ați greșit în fața copilului, când l-ați bătut și nu trebuia bătut. Eu l-am bătut pe unul zdravăn de tot, pentru că mă supăraseră frații din comitetul bisericii și pe ăștia nu puteam bate. Nu? I-am tras o călfeneală la asta și la urmă mi-a părut rău, mi-a fost rușine și l-am întrebat, știi de ce te-a bătut tata? Zice, nu știu. Păi cum să știe el, săracul, chestiile astea, tainele astea? Și mi-am cerut iertare de la el. A fost așa de grozav când mi-a zis, e ok, m-a iertat. N-am pierdut deloc din respect, ci din potrivă, am câștigat enorm de mult în ochii acestui copil. Apoi, un al doilea rând, dacă te simți în siguranță, pui întrebări, ca să fii sigur că ai înțeles bine ce vrea să spună celălalt. Și nu cauți imediat rezolvarea problemei, pui întrebări suplimentare. Dar de ce e așa? Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Mai spune o dată. Vrei să auzi, vrei să înțelegi pe celălalt. Pui întrebări. Caută să vadă cum s-ar putea el schimba pentru a soluționa conflictul respectiv. Și atunci s-ar putea să se întâmple un miracol în familia aceea. Dragă, crezi că dacă m-aș descălța afară, nu? Nu un pantof la sud și unul la nord, s-a rezolva problema asta, nu? Dacă aș face cu tare, dacă aș veni mai repede acasă, dacă aș încerca să salut și eu când intru în casă, crezi că ne-am înțelege mai bine? Dacă încerci să cauți soluții pentru tine, cum să te înschimbi tu pentru binele celuilalt,
comunicarea este tot mai grozavă. Și ultima, păstrează confidențialitatea. Nu este domeniu public ceea ce se întâmplă între tine și soția ta. Acum, este bine că uneori mai suntem transparenți și mai spunem câte ceva ce se petrece în familiile noastre, dar sunt lucruri care trebuie să rămână între voi. Dacă apreciez și sunt multe lucruri care le apreciez la soția mea, dar lucrul acesta vreau să vă laud aici față de dumneavoastră. Niciodată, în cei 31 de ani aproape acum de căsătorie, nu m-a spus nici lui maică-sa, nici lui maică-mea, nici lui taică-meu și nici lui taică-sa. Și nu întotdeauna am fost băiat de treabă. După vreo 10 ani mi-a zis, măi, dacă ai fi fost băiat de treabă și în primii ăștia 10 ani, cum ești acum, tare bine ar fi fost. Eram aprig, eram perfecționist, veneam de pe șantier și credeam că este șantierul o extensie a lotului pe care îl conduceam eu și dădeam ordine și porunci. Și n-a fost ușor în anii aceia de formare. Dar vreau să vă spun ceva, niciodată, dar absolut niciodată nu m-a spus nici la mama, nici la taică, nici la nimeni, nici la rude, nici la prieteni. Și din potrivă a spus lucruri frumoase despre mine. Chiar că nu meritam să le zică frumoase. Eu cred că lucrul acesta este o calitate extraordinară a unui bun soț sau soție care păstrează lucrurile acestea în familie. Haideți să vorbim în continuare despre ucigașii comunicării. Sunt niște lucruri care omoară comunicarea în familie. Primul lucru care ucide o comunicare adevărată este frica de respingere. Ne temem că o să fim respinși. Ne temem că o să fim bruscați. Ne temem că o să fim refuzați. Frica aceasta de respingere este îngrozitoare, mai ales la noi care am fost tot respinși din copilărie, nu? Cineva nu ne-a băgat în echipa de fotbal, ne-au respins de la clasa de pian, nu? Eu am glumit odată cu copiii mei și am zis că singurul necaz care l-aveam eu cu tata, că era rău și mă bătea că murdăream clapele de la pian cu ciocolată. Copiii mei zic, o, ce rău a fost bunicul, știi? Când le-am explicat că eu n-am văzut ciocolată numai la liceu. Și pian când s-o găta liceu. Frica de respingere, nu? În experiențele noastre ca fete și băieți, nu înainte de... Sau, fete și feți, cum zic copiii noștri din America. Fete și feți. Așa, băieții și fetele... Ai fost respins, nu? Fata ți-a dat papuci, apoi ți-a mai dat încă una, vreo trei și de-abia ultima ți-a luat, nu? Și te-a încălțat cu ei. Avem fiecare dintre noi o istorie de respingeri, nu? Apoi la școală ne-au respins că nu eram ca ăia la alții. Și ne temem de respingere, ne este groază să fim respinși din nou, nu? Apoi este lipsa de onestitate în comunicare, lipsa de cinste. Sunt câteva măști care sunt foarte frecvent purtate de oamenii de astăzi, de aceea nu poate să aibă loc o comunicare foarte corectă, pentru că oamenii poartă măști. Una este masca religioasă. Nu poți să vorbești cu el cinstit și onest, pentru că el are o groază de versete biblice. Are un zâmbet neprihănit, ești în fața unui sfânt și ăsta n-a greșit niciodată, nu? Lui au reușit toate lucrurile. E îngrozitoare masca asta, masca religioasă. Spuneți-i de care vreți, pentecostală, baptistă, ortodoxă și așa mai departe, masca religioasă. Am un prieten care și acum... O salută pe soția lui, pacea Domnului, soră. Shut up, taci din gură. Pe cum poți să vorbești tu cu ăsta deschis când el te salută ca la biserică, nu? Când vii acasă, vii ca la biserică. Masca lui Napoleon. Nu? De fapt, o să discutăm noi într-una dintre zile, pentru că avem un subiect
ispitele bărbaților. Eu nădăjdeam să nu vină surorile cu noi, dar am înțeles că vin. Vă plâng de milă. Masca lui Napoleon. Bărbații se dau un Napoleon. Ei știu tot, ei pot tot, luptă de pe cal și de pe jos, de oriunde. No, lui, să nu-i spui tu lui de slăbiciunile lui. Napoleon are slăbiciuni, domnule. Apoi, masca intelectuală. Spui ceva, ăsta îți dă o explicație științifică, de n-ai probleme. Formule. De la A la Z. Apoi, masca diplomației. E, asta e altceva. Nici nu știe exact ce vrea să zică. Pentru că asta înseamnă un politician, nu? Zice ceva că nu înțelege nimeni. Și apoi, masca mesianică. Asta mi se pare mie îngrozitoare la mulți dintre noi. Zicea cineva că Dumnezeu a făcut așa un banc cu noi. Toată lumea suferim într-un fel de complexe mesianice. A fost unul singur care n-a suferit și ăsta era Mesia. Era Iisus Hristos. Ăsta n-a suferit de complexe mesianice. Dar, domnule, stai de vorbă cu câte un pocăit și ai impresia că ăsta are un telefon direct cu Domnul. Nu? Toate le știe, toate le face. Și când ăsta e bărbatul tău, ține-te de necazuri, e o problemă foarte serioasă să comunici cu Mesia. Ăsta le știe absolut pe toate. Un alt ucigaș al comunicării este răspunsul exploziv. Zicea cineva, domnule, zice, nevasta mea asta este, e teribil, nici nu știu cum să mă port cu ea, zice, că îi sare capsa din orice. Zice celălalt, mă, a mea e mai teribilă, pornește singură. E pe automat. Nici nu trebuie să zic ceva că e deja o sărit. E o sărit țandura. Nu? Credem noi că în momentul în care răspundem exploziv, dominăm. Nu? Dacă strigăm tare, nu facem altceva decât să ucidem orice comunicare posibilă între tine și soția ta. Lacrimile, nu? Păi cine poate sta în fața unei lacrimi? Nimeni, mai ales dacă e al nevastei mei. Să vezi cum se iartă totul, cum se uită totul, cum se desface portofelul. Nu, du-te, dragă, la magazin, câți bani vrei? Nu? Nu poți să reziști lacrimilor. Și sunt oameni care știu și toată viața au folosit lacrimile ca să câștige teren și comunicarea să n-aibă loc. La facultatea de construcții cu noi, în grupă, era Coti. Coti era o unguroaică, vorbea greu românește și Coti plângea de 10 ori pe zi. Nu am cunoscut un profesor care să nu treacă datorită valului de lacrimi care venea de la Coti. Nu? Treci la loc, dragă, 5. Un alt ucigaș al comunicării este tăcerea. Nu? Dintr-o dată îl vezi că a încleștat dinții, privește undeva pe Marte, în cosmos, alte galaxii, tu zici în continuu și zici și zici și el n-aude absolut nimic, rămâne de lemn, tăcerea, mutu, nu? Și te întrebă, ce-o fi cu mutul ăsta, domnule, dacă ar zice și el ceva? Sunt câțiva ucigași ai comunicării. În foarte multe familii, comunicarea moare din pricina acestor criminali care o ucid în fașă. Haideți să discutăm puțin despre conversație. Adam și Eva în paradis, nu? Cred că aveau timp de conversație grozav de mult. Până a venit un al treilea. Și în loc să zică, doamna Eva, bărbatul meu nu mă lasă să vorbesc cu străinii, nu? A stat de vorbă, cum zice Valer, cu râma asta teologică, de unde ni se trag nouă toate belelele. Ar trebui să existe într-o conversație bună, nu?
interesele lui și interesele ei, nu? Unite de interese comune a celor doi. Dacă cei doi n-au interese comune, nu? Este foarte greu să aibă loc o conversație despre lucrul acesta. Eu am fost un pic îngrijorat că am făcut curte la o fată de la arte plastice. Eu eram inginer și pe vremea aia zice că inginerii știau tot și în afară de asta nimic. Și mă gândeam eu acum ce o să discut cu asta, nu? Fetele de la facultatea lor de filologie traduseseră niște cărți pentru ingineri. Câmpul magnetic era pășune magnetică, momentul de încovoiere era clipă de îndoială. Mă gândeam eu, ce avem noi în comun una cu celălalt? Greu lucru să comunicăm, nu? Acum, norocul era că pe mine m-au interesat foarte mult artele. În tinerețe am pictat și eu și știam pe toți pictorii. Și astăzi avem domeniul acesta comun din care putem să conversăm la nesfârșit. Pe urmă a venit teologia noastră comună, religia noastră comună, pe urmă copiii noștri comuni, care ne dau cele mai grozave subiecte de discuții. Dacă nu aveți subiectele astea de discuții, puneți-vă pe treabă și umpleți-vă tolba cu ei. Că o să aveți ce discuta până la adânci bătrâneții. Haideți să discutăm puțin despre câțiva dușmani a unei conversații bune. Folosirea conversației pentru pedepsirea celuilalt, abuzul verbal, jignirea și înjurăturile. Dar abuzul verbal, noi nu avem voie să batem soțiile noastre, dar le batem cu gura, frate, zice, cu cuvântul Domnului. Și când citim în Sfânta Scriptură ca să comunicăm între noi cu psalmi, nu? Unii comunicăm cu psalmul 119. Și zicem și zicem și zicem până bietul om nu mai știe pe ce lume se află. Apoi îl forțăm pe celălalt să fie de acord cu noi. Nu poate avea loc o comunicare bună dacă nu ești de acord cu mine, nu? Și atunci, dacă nu ești, te convingem noi. Și te ținem de vorbă până dimineață, până zici ca mine. În al treilea rând, sublinierea greșelilor celuilalt. Prezente sau trecute, nu? Știți cum, știți povestea aceea că unul se lăuda că nevastă sa este istorică și el zice, frate, nu istorică, isterică se zice. Zice, nu istorică. Și aduce aminte de toate prostiile care le-am făcut în viața mea și mi le spune de fiecare dată. Ridicularizarea celuilalt, bășcălia, ironizarea, gluma pe seama celuilalt. Un lucru care eu l-am învățat greu și dureros, dar la român mai vine mintea la urmă, nu? Și am mai învățat și eu, era că fiind glumeț din fire și plăcând umorul, îl făceam de multe ori pe seama lui nevastă mea. Și am observat că e foarte periculos lucrul ăsta. Și am învățat să râd de mine însumi. Cred eu că este o dovadă de maturitate când nu alții sunt ținta glumelor tale, ci tu însuți. M-au zis că un iubit frate m-a criticat undeva la o tribună recent că după ce a citit cartea mea Între zâmbet și suspin, zice, bă, ce rău am ajuns, zice, că râdem de noi înșine. Nu cred că am ajuns bine, foarte bine când râdem de noi înșine. Când râdem de alții, e foarte rău. E foarte rău. Deci trebuie să evoluezi, să ieși de la... Din perioada aceea când râzi numai de alții și să începi să râzi de tine însuți. Să faci glume pe seama nevestei, pe seama soțului, mai ales în public, este absolut devastator. Și lucrul acesta este un dușman a unei conversații bune. Care sunt prietenii unei conversații bune? Interesul în subiectele favorite celuilalt. Știți care este subiectul favorit al soției dumneavoastră? Nu? Rău destul. Ia întrebați-o. Rochile, nu? Filmele, soap opera. Cine știe ce alte lucruri? Ia interesează-te de ele. Din păcate, mulți dintre noi nu știm care sunt subiectele de discuție favorite ale soțiilor noastre. Pentru că ele trebuie să știe subiectele noastre favorite, că doar noi suntem capul familiei, nu?
De-aia ai tu monologuri în ultima vreme și discuți de unul singur umblând prin grădină. Ar trebui apoi să menținem echilibru în conversație, să păstrăm timp egal. Las-o și pe ea să zică tot același număr de cuvinte care le-ai spus și tu, nu? Sau poate că bine, ar fi bine să zicem invers, lasă l și pe el săracul să zică tot atâtea, atâtea cuvinte în conversația asta cât ai zis și tu, nu? El vorbește cu psalmul 117 și tu cu 119 și el nu zice decât, da, Doamne, așa este, aveți dreptate. Să zice că cineva a inițiat o asemenea conversație, nu? Și bărbații se lăudau că ei au ultimul cuvânt în casă, nu? Ați auzit povestea asta, zicea unul, mă, nevastă mea ultima vreme a venit în coate și genunchi la mine. Și ce ți-a zis? Zice, ieși afară, Ioane, de supat să ne batem ca bărbații. Ar trebui să folosim conversația pentru a informa, a investiga, a-l înțelege pe celălalt. Apoi, să acordăm atenție neîmpărțită celuilalt. Apropo de asta, bărbaților, să știți că noi avem o minte mono. Când au început hormonii noștri să lucreze bărbătești, au rupt legăturile dintre lobii cranieni și noi operăm numai cu jumate de creier. Bănuiau e nevestele noastre chestia asta, dar e științific dovedit, așa e. Operăm cu jumătate de creier și de aia noi suntem capabili să ne concentrăm foarte profund asupra unor lucruri și să nu se supere doamnele pe noi, bucătarii cei mai buni, tot noi suntem bărbații. Când ne intre nouă ceva în cap, artă culinară iese. Pe când femeile au o minte stereo, nu? Astea pot face foarte multe lucruri deodată, nu? Nu le-ați văzut? Stă la telefon cu socra sau cu maică-sa sau cu nașa, croșetează, se uită la televizor, leagănă pe la micul în picior, e cu ochii pe cuptor. Nu-i probleme cu asta. Un bărbat foarte greu poate să țină o conversație cu tine în timp ce se uită la televizor. Închide-l dacă vrei să vorbești cu nevasta. Că ori vorbești cu CNN, ori cu nevasta. Tu nu poți cu amândoi deodată. De aceea trebuie să acorzi atenție neîmpărțită. Haideți să încheiem cu câteva sugestii pentru soți și soții. Numărul 1. Aduceți-vă aminte de perioada de curte. Aveți același interes la fel de intens în celălalt, mai ales sentimental. Foarte mulți dintre noi, după ce le-am cucerit odată, noi suntem ca niște cavaleri, am luptat, castelul este cucerit, după care nu mai prezint așa interes, nu? Lăsăm calul la iarbă, armele în rastel. Da. Înainte ne barbăream în fiecare zi, acum ne barbărim în fiecare lună. Nu? Înainte puteam să stăm ore în șir de vorbă cu ele și să povestim și ce nu ne interesa. Și acum, domnule, nu mai avem timp să vorbim cu ele. Aduceți-vă aminte de perioada aceea. Mă duceam la domnișoară, la căminul studențesc, stăteam în ploaie jumătate de oră, venea și zicea, am stat mult, nu! Aș fi stat două zile în ploaie, nu? Acum, un minut, nu vine, claxonez, vin toți vecinii afară să vadă ce s-a întâmplat. 2. Femeia are nevoie de a se angaja într-o conversație privind interesele ei cu cineva de mare încredere. Femeile, fiind sentimentale, gândind cu inima, au nevoie de încredere, de o persoană de încredere ca să spună ceva. Fii persoana aceea de încredere. Stabilește încrederea aceea. 3. Bărbaților, dacă slujba te ține departe de casă sau să lipsești nopțile de acasă, caută să o schimbi, caută să schimbi slujba aceea. Nu poate exista conversație bună, comunicare corectă de la distanță. Hai să vorbim foarte serios. Discuți cu nevasta prin internet. Nu? Dai câte un telefon odată pe săptămână. Ai nevoie să fii împreună cu ea. 4.
Faceți-vă obiceiul de a petrece minim 15 ore pe săptămână în conversație unul cu celălalt. Este calcul făcut de specialiști ca să rămânem sănătoși într-o relație foarte bună. Sunt minim 15 ore pe săptămână de stat de vorbă cu nevasta. Greu lucru cereți. Nu? Greu lucru cerem. Faceți-vă timp și stați de vorbă cu ele. Comunicați cu ele. Dacă nu stați dumneavoastră, să stea alții. 5. Femeile se îndrăgostesc de bărbați care își fac timp pentru conversații cu ele și să le arate afecțiune. A rămâne îndrăgostit în continuare de soția ta sau de soțul tău trebuie să faci exact același lucru. Trebuie să petreci timp în conversație. Trebuie să o asculți. În biserica pe care am păstorit-o în Chicago am avut o problemă foarte serioasă. O femeie de 36 de ani cu 3 copii s-a îndrăgostit de un puștan de 19 ani pentru că mergeau la școala de limba engleză și pe coridor puștanul ăsta a ascultat-o. Și în sfârșit femeia asta a găsit pe cineva, un bărbat care să o asculte. Și a început să povestească ce necazuri are ea, ce are necazuri cu copiii, ce simte ea. Și ăsta a stat și a mărit acolo pe coridor. Săraca de natal, nu mai spune. Extraordinar, formidabil, nemaipomenit. Și s-a îndrăgostit de iubitul ăsta ascultător. Pentru că bărbatul s-o nu mai asculta absolut deloc. E o nevoie fundamentală să petrecem timp și să ascultăm la celălalt și să menținem conversația și să arătăm afecțiune în continuare. Considerațiile financiare nu trebuie să interfereze cu timpul rezervat conversațiilor de familie. Dar eu stau de vorbă cu nevasta, facem calcule. Cât o să iasă din afacerea asta, din aia la altă, vindem cealaltă, cumpărăm aia la altă, de ce ai cheltuit bani așa? Nu? De ce ți-ai luat două rochi, puteai să iei numai una? Dar tu de ce ți-ai cumpărat computer? Undiță? Nu? Când într-o zi Îmi spune nevastă, îmi zice, i-am spus lui nevastă mea, eu nu înțeleg absolut deloc, cum te poți tu duce la un magazin din ăla mare și să stai jumătate de zi să te uiți peste tot, că eu nebunesc. Eu când mă duc la magazin cu ea, când mă duc, trebuie să conversez cu nevasta, nu? Îmi zic, este vreo librărie pe aici și mă duce la librărie, o carte și spun, câte ore trebuie? Mă găsești pe scaunul ăsta. Vii și mă iai de aici. Am zis, cum poți tu să te duci ore în șir să te uiți la toate vitrinele alea și la toate rochile alea și să le încerci pe toate? Dacă cumva mă duc și mă întreabă de vreo rochie, răspunsul meu este, ai chef de scandal? Că indiferent ce zic, nu-i bine. Nu? Și atunci mai bine stau și citesc. Dar zice, crezi că eu înțeleg ce în capul tău, că stai lângă o baltă cu un băț în mână toată ziua și nu prezi nimic? Șapte. Nu folosi niciodată conversația pentru a pedepsi pe alălalt, pentru a-l jigni, a face bancuri, a-l porecli, a face haz pe seama celuilalt. Niciodată. Niciodată. 8. Nu folosi niciodată conversația pentru a-l forța pe celălalt să accepte punctul tău de vedere. 9. Nu îi aduce aminte niciodată celuilalt de greșelile trecutului. Și 10. Învață să acorzi timp egal celuilalt. Astea sunt câteva sfaturi practice.